Buricul Pământului în Moldova este la poșta centrală din capitală. Acolo a fost inaugurat astăzi monumentul Kilometrul Zero. Placa în formă de medalion a fost instalată în pavajul din fața poștei. Pe acesta sunt indicate distanțele din centrul Chișinăului până la mai multe capitale din mai multe țări. Monumentul din bronz și granit reprezintă în formă stilizată roza vânturilor. Este o lucrare aparte, altceva nu o să găsiți nicăieri. La Paris, tot în pavaj, la Moscova la fel, este în trotuare, la Kiev și București sunt niște lucrări volumetrice. În semnul Kilometrul Zero este așezat de obicei în capitala țării, de la care sunt măsurate distanțele cadastrale. Din cele 24 de destinații indicate pe placă, oficialii prezenți la eveniment spun că nu ar alege niciuna. Aș alege satul Pănășești, de unde sunt, de Baștină, și știu că sunt numai mult decât 32-33 de kilometri. Înainte este destinația necesară pentru Republica Moldova. Evident, în comunitatea europeană, nu în altă parte. Unii oameni care s-au aflat întâmplător în zona au apreciat monumentul, în timp ce alții spun că autoritățile au aruncat bani în vânt. Asta niște bani în plus au cheltuit primăria. Nu. Asta este un simbol foarte frumos. Un simbol pentru că, știți... Deci să mai facă niște acțiuni de PR, uite, de Republica Moldova să o calce în picioare. Cine? Cui a venit ideea asta? Pentru ca să avem ceva frumos în țara noastră. Dar cum? Dacă eu merg și-l calc, care e picior? Care? Deci l-ați călcat? Am văzut, eu și la București am văzut, foarte frumos, îmi place, foarte bravo. Construcția și instalarea monumentului a costat 160.000 de lei. Banii au fost donați de câteva companii private.